În sfârșit a venit vremea să vorbim despre laptopuri de buget pentru creatorii de conținut. Și am aici chiar două. Asus VivoBook Pro 15 inch M3500 cu procesor AMD și Asus VivoBook Pro 15 inch K3500 cu procesor Intel, să fie pentru toată lumea. Mergem imediat să vedem dacă putem să edităm un material filmat cu telefonul și până la ce nivel. Mergem să vedem dacă putem edita un material filmat cu un aparat mirrorless și până la ce nivel. Dar înainte de asta vreau să lămuresc ce înseamnă laptop de buget pentru creatorii de conținut. Mare atenție la acest pentru creatorii de conținut. Ca să editezi foto-video, să zicem video, că dacă editezi video poți edita și foto cu un laptop, ai nevoie de anumite specificații. Editarea video necesită foarte multe resurse și ai nevoie de minim 16 GB de RAM. Ai nevoie de placă video dedicată de minim 4 GB. Ai nevoie de un procesor bun. Ai nevoie de toate resursele astea pentru că editarea video necesită foarte multe resurse. Laptop de buget pentru creatorii de conținut înseamnă un laptop accesibil la un buget cât mai mic, dar cu care poți edita foarte bine video. Degeaba e cel mai ieftin laptop de pe piață, 2000 de lei să zic, dacă nu poți edita cu el. E de buget, dar nu poți să-ți faci treaba cu el, așa că ai nevoie de un laptop cu buget cât mai redus, dar cu care îți poți face și treaba. Să presupunem că acum ai un telefon și filmezi la o rezoluție destul de mică. Da, ok, poate Premiere Pro-ul o să pornească și poate vei edita și cu 8 GB de RAM, dar dacă peste jumătate de ani îți iei un telefon mai performant, filmezi la o rezoluție mai mare, cu un bitrate mai mare, nu o să mai facă față și atunci avem nevoie de ceva de nivel mediu, buget cât mai mic, dar și performanțe bune cu care putem să facem treabă. E foarte important. Acest videoclip este susținut de prietenii de la Asus România, care îmi pun la dispoziție toate laptopurile astea ca să pot alege ce e mai potrivit pentru voi, creatorii de conținut. Din punct de vedere al designului, ambele laptopuri sunt identice, 15 inci, carcasă gri cu un design elegant, logo-ul Asus VivoBook pe spate, tastatură full cu numpad și iluminată, trackpad mare, arată impecabil. Procesoarele Ryzen 7 5800H și Intel i7-11370H. Nu este un battle între ele, am ales laptop cu procesor și Intel și AMD pentru că sunt fani, sunt oameni care spun eu vreau doar dacă are procesor Intel, alții care spun eu vreau doar dacă are procesor AMD. Așa că să împăcăm pe toată lumea, am ales două laptopuri la același nivel cu care putem edita conținut video exact la același nivel, dar unul cu procesor AMD și altul cu procesor Intel. Ambele au display de 15 inci până la 2,8K, 100% DCI P3, OLED, 550 de niți. Mi se pare super tare că la niște laptopuri de buget avem acces la display OLED. Super bine calibrate, care arată excelent. Ambele au 16 GB de RAM și placă video dedicată Nvidia RTX 3050 de 4 GB. Ambele sunt Studio Drivers Ready, ceea ce este super important pentru că acele drivere Nvidia Studio Drivers ne ajută super mult când este vorba de editare video sau foto. Răcire Asus iSchool Pro cu două ventilatoare, laptopurile sunt foarte ușoare, foarte subțiri și este important să avem două ventilatoare pentru că atunci când edităm video, consumă destul de multe resurse și răcirea trebuie să fie cât mai bună, laptopurile stau foarte bine la capitolul răcire. Laptopurile sunt între 4900 de lei și 5500, mici diferențe la specificații în funcție de oferte și așa mai departe. Însă, având placă video dedicată Nvidia RTX, având display OLED, având i7 sau Ryzen 7, având 16 GB de RAM, mi se pare o alegere perfectă pentru creatorii de conținut care nu vor să depășească un anumit buget. Dacă mergem mai jos în buget, o să pierdem foarte mult la specificații, o să pierdem foarte mult la resurse, pentru că nu vom mai avea placă video dedicată, o placă video RTX, o placă video ca lumea. Probabil vom avea 8 GB de RAM, lucruri care se simt foarte, foarte mult în editarea video. Și ne dăm seama că am cumpărat un laptop mai ieftin, dar nu putem edita cu el. Și practic am prăpădit banii. Dar destul cu specificațiile, hai să mergem să vedem ce putem edita cu aceste laptopuri. Cât de departe putem să mergem în editare video cu aceste laptopuri de buget. Hai să vedem ce se întâmplă. Am aici o filmare realizată cu aparatul mirrorless, am și o filmare realizată cu telefonul, cu un smartphone, filmare la 4K, 24 de frame-uri pe secundă, la fel și această filmare este 4K. O să mai schimb eu între laptopuri, între cel cu AMD și între cel cu Intel, ca să vedem dacă este vreo diferență. Eu le-am testat timp de 2 săptămâni și nu este absolut nicio diferență. Hai să vedem ce se întâmplă la o derulare prin timeline. Aceasta este filmare realizată cu aparat mirrorless. Destul de ok. Mergem și la filmarea realizată cu telefonul. A puțin mai cursivă filmarea realizată cu telefonul, e și normal pentru că bitrate-ul este mult mai mic. Hai să vedem ce se întâmplă la un play.
niciun fel de problemă. Timeline-ul este la full. Se mișcă destul de ok, ventilatoarele au pornit, într-adevăr, la ambele laptopuri pornesc ventilatoarele la editare video foarte repede. Hai să vedem și filmarea realizată cu telefonul. Da, se pare că se mișcă foarte ok în genul acesta de filmări. 4K în 24, 25 de frame-uri, 30, filmări simple, nu este nicio problemă. Am pus un motion graphic, o burtieră simplă, hai să vedem ce se întâmplă când dau play și avem un motion graphic simplu, o să apară aici portiera, fără nicio problemă. Hai să vedem dacă pun această burtieră și peste filmarea realizată cu telefonul. Da, nicio problemă nici aici. Am adăugat aceleași filmări și în laptopul cu procesor AMD. Hai să vedem ce se întâmplă la derulare. Arată identic. Hai să vedem ce se întâmplă și în zona de filmare realizată cu telefonul. La fel, parcă pare puțin mai cursiv. Am recreat aceeași burtieră ca să fie exact la fel, același consum de resurse. Cu preview-ul la full, hai să dăm un play să vedem ce se întâmplă. Da, fără probleme. Voi muta burtiera peste filmarea realizată cu telefonul. Perfect, exact la fel. Acum am pus un motion graphic, o animație destul de complexă, aproape pentru orice PC, în genul acesta de animații trebuie randate înainte să facem un preview, dar hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care dau play cu genul acesta de animație mai complexă. Da, se pare că se acadează puțin, pentru că animația este destul de complexă și mănâncă multe resurse, dar preview-ul este la full. Hai să mergem la 1x4 cu preview-ul, să vedem ce se întâmplă acum. Da, așa nu mai se acadează absolut deloc. Ideea e că genul acesta de animații trebuie randate prima dată întotdeauna când facem genul acesta de motion graphic de animații. Randăm prima dată și apoi facem preview-ul. În momentul în care am randat, preview-ul o să fie pe verde și se mișcă 100% fără nicio problemă. Am randat, mergem acum la full și vedem că nu există niciun fel de problemă. Da, nu există niciun fel de zacadare, niciun fel de problemă. Acum să caut burtiera de data trecută. Încerc să găsesc aceeași burtieră care a sacadat pe varianta cu Intel. Este aceeași. Da. Hai să vedem ce se întâmplă cu preview-ul la full. Da, exact aceleași sacadări în momentul în care punem o astfel de animație mai complexă, mai complicată. O voi pune și peste filmarea realizată cu telefonul. Exact la fel. Să vedem ce se întâmplă cu preview-ul la 1x4. Sunt curios dacă e la fel. Da. Cu preview-ul la 1x4 am scăpat de sacadări din nou. Nu știu dacă avem nevoie de preview la full întotdeauna, adică chiar nu e nevoie. Hai să vedem ce se întâmplă dacă am o burtieră simplă, preview-ul la full și o colorizare, un adjustment layer peste această filmare. Voi face câteva modificări în Lumetri Color, care mănâncă destul de multe resurse. Și acum să vedem cum se mișcă cu preview-ul la full, filmare 4K realizată cu mirrorless, o colorizare și o burtieră simplă. Hai să vedem. Da, fără nicio problemă. O să pun acest adjustment layer și peste filmarea realizată cu telefonul, să vedem ce se întâmplă. Da, nu există probleme, ventilatoarele funcționează ambele, dar nu există niciun fel de problemă la nivelul acesta de editare. În momentul în care începem cu animații și lucruri mai complexe, s-acadează puțin cu preview-ul la full, dar nu văd de ce am stat cu preview-ul la full, oricând putem să trecem pe 1x4, ca să edităm mai rapid, să ne facem treaba. Hai să punem un adjustment layer și aici. Fac câteva modificări simple și să apăsăm play. Cu preview-ul la full ar fi bine. Fără probleme, fără sacadări, să vedem ce se întâmplă și peste filmarea realizată cu telefonul.
Se pare că filmări de nivel mediu și editare de nivel mediu putem face fără probleme pe ambele laptopuri. Vă spun din experiență că să creezi conținut video la un nivel mediu în bugetul ăsta de 5.000 de lei, având și display OLED, având și specificațiile necesare, fără să se acadeze, fără să te chinui, fără să meargă foarte greu, să stai enorm la randare, este excelent. Am prieteni și multe cunoștințe care se apucă de creație de conținut de video și vorbesc cu mine și îmi spun vreau să creez conținut video la un nivel mediu, vreau să-mi fac un canal de YouTube pentru mine, vreau să-mi promovez business-ul, afacerea, sunt freelancer, vreau să creez conținut la un nivel mediu, nu vreau să fac producții complicate, 4K, 60 de frame-uri, 120, 10 biți, bitrate foarte mare, vreau să creez conținut video filmat cu telefonul sau cu un aparat mirrorless, vreau să fac ceva de nivel mediu. Pentru genul acesta de creator de conținut sunt potrivite aceste laptopuri. Evident că dacă evoluezi super mult și vrei să faci producții complicate, la bitrate foarte mare, vrei să faci animații la un nivel avansat, ai nevoie de resurse mai multe, dar dacă vrei să începi, vrei să înveți, vrei să faci conținut la un nivel mediu, laptopurile astea sunt potrivite pentru tine. Dacă reduci bugetul, vei simți foarte mult în workflow. Va scada, se va bloca, va exporta foarte greu și într-un timp foarte scurt nu vei mai putea edita, pentru că filmările și calitatea evoluează foarte mult, iar laptopul tău este foarte jos. Așa că îți recomand să fii foarte atent atunci când investești într-un laptop pentru editare video. Să nu te grăbești și să nu-ți propădești banii. Mai bine strângi puțin, știți deja teoria mea, mai bine strângi puțin mai mult și ții ceva care să-ți folosească și peste un an, doi, trei. Dar dacă totuși vrei ceva super avansat cu care să faci editare avansată, îți las aici un link către un videoclip în care am prezentat un astfel de laptop. Și dacă ai nevoie să optimizezi Premiere Pro ca să funcționeze, dacă ai un laptop mai slab, îți las aici încă un videoclip. Ne vedem data viitoare!